Bună seara, l-am alături pe Daniel de la FC Brâncoveanu. Bună! Bună! Felicitări! Mulțumesc frumos! Cum a fost meciul? A fost un meci foarte, foarte greu. O echipă de Liga 1, un meci foarte bun făcut de ei, am avut ce să învățăm de la ei, însă probabil ne-am dorit mai mult victoria decât ei. Care dintre cele două reprize a fost mai grea? Ambele. Nu pot să zic că a fost o repriză mai ușoară. Ambele reprize au fost grele, jucătorii foarte buni, ne-au tatonat foarte bine. A fost un meci foarte, foarte greu. Poți descrie evoluția scorului? Nu știu, am avut poate puțin mai mult noroc, mai multe șuturi la poartă, ne-am dorit poate mai mult victoria decât ei. Probabil că și ei ne-au luat un pic de sus, nu ne cunoșteau. Și probabil că de asta și scorul, diferența aceasta de scor. Care a fost omul meciului în seara asta? Nu știu, toată echipa. Toată echipa, nu avem un jucător anume, toți ne-am dăruit și am jucat pentru victorie. Din echipa adversară marca pe cineva? Nu pot să zic, nu știu, n-am văzut, n-aveam numere pe tricouri. Poți spune poziția de joc? Un mijlocaș, mijlocaș central. Crezi că aveți șanse să jucați în Liga 1, având în vedere că ați întâlnit o echipă din Liga 1 în seara asta? Este destul de greu, am început un pic mai greu acest campionat. Sperăm noi să ne revenim și, nu știu, vom vedea la sfârșit. Multă baftă, vă doresc felicitări încă o dată. Mersi frumos, seară bună. La revedere. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă invit să faceți în continuare din like paginii noastre de Facebook, Liga Prieteniei, sau acces în site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri, Homa, Sport Shop și Cipita.